Povestea începe prin a ne informa despre o misiune în care în 2030, oamenii au fost trimiși pe Marte la bordul navei Martian One cu ajutorul unui program de inteligență numit Arti. Odată ajuns pe suprafața lui Marte, un fenomen ciudat a făcut ca Martian One să dispară în mod misterios, întrerupând toate legăturile cu camera de control. Suntem în 2036, iar la United Space Planetary Corporation, USPC, Mac este însărcinată cu altă misiune pe Marte, înlocuindu-l pe Stirling din motive necunoscute de ea. Ea intră în camera de control după ce îl ignoră pe Stirling, care nu este mulțumit de înlocuire, spre consternare ei, descoperă că va fi condusă de infamul ei, Arti. Ea se ceartă cu sora ei, Lina, care se ocupă de proiect, că roboții ar trebui să asiste oamenii, nu se ghideze. Dar Lina o asigură pe McCarthy, știe ce este mai bine pentru misiune și este absolut capabilă să o ghideze. Roverul pe care îl trimit pe Marte întâmpină unele obstacole în timpul aterizării, dar datorită soluțiilor rapide a lui Mac, reușește să aterizeze cu succes. Odată aterizat în siguranță, roverul detectează niște transmisii necunoscute, crezând că sunt de origine necunoscută și începe să investigeze Marte. Cu toate acestea, Mac își amintește de tatăl său, care a murit în timpul misiunii Martian One cu șase ani în urmă. Max spune că a numit programul Little Red, iar Arti se gândește la nume. Curând, Arti o informează că Little Red a găsit un cub misterios pe suprafața lui Marte, crezând că este de origine necunoscută. Arti dă comanda lui Rover să extragă o mostră din cub pentru experimente ulterioare. După unele eforturi, o mostră din cub este extrasă cu succes, dar Arti nu poate accesa codul USPC pentru a afla mai multe despre substanță. Cererea linei de acces la arhivele USPC este respinsă de Lina și cei doi sunt lăsați să-și facă propriile cercetări. Arti detectează un satelit necunoscut, plutind deasupra planetei Marte și lansează imediat o rachetă din satelitul USPC pentru a-l distruge. Mac este șocată de răspunsul său brusc și îl numește maniac, dar articitește protocolul său de a distruge orice pune în pericol siguranța misiunii. Mac descoperă că satelitul aparține agenției spațiale chineze. Discută despre asta cu Lina, care încearcă să justifice oricum acțiunea, dar pare puțin speriată de repercusiunile unui război internațional. Mac părăsește camera pentru a suna un prieten și om de știință chinez pe nume Ian și discut ocazional, înainte că el să întrerupă brusc în vorbirea, spunând că ceva nu este în regulă, în timp ce spatele său se aude haos. Când Mac se întoarce, descoperă că cubul a început să se rotească, creând o furtună masivă în jurul său. Mac asistă la dispariția brusca cubului de pe suprafața planetei Marte, fără să lase nicio urma destinației sale. În plus, impactul a distrus bateria lui Little Red, reducând-o până la punctul de a se opri. Mac decide să folosească vechiul rover dezafectat de pe Marte, care are o baterie puternică. O conduce manual pe de la rover și reușește să schimbe bateriile. De asemenea, îi dezvăle lui Artică cu șase ani înainte, ea a fost cea care l-a încurajat pe tatăl său să plece în misiunea de pe Marte și crede că este cauza morții acestuia. Mai târziu, Mac analizează cubul și ajunge la concluzia că acesta este compus dintr-o nanotehnologie autoasamblantă care este chiar mai dură decât diamantul. Arti localizează cubul în Antarctica, dezvăluind că acesta s-a teleportat și pare să aibă origine extraterestră. Mac îl sună din Opehian, care este furios și întreabă ce ascunde usb de data aceasta. Arti recunoaște vocea, dar nu-și amintește nimic despre el. Mac îl întreabă pe Hian dacă a lucrat cu Arti, iar el îi dezvolă că a fost prezent când a găsit cubul cu Arti, dar pune capăt apelului când Mac investigează mai mult. Își dă seama că memoria lui Arti a fost ștearsă dintr-un motiv oarecare și nici Lina nu este de mare ajutor. Mac ordonă lui Arti să descarce toate fișierele vechiului rover pentru a afla ce se întâmplă, dar odată ce a obținut fișierele, nu li se permite accesul. Mac îl sună atunci pe Stirling pentru a-i da acces la fișiere, iar Stirling acceptă să-i ajute. Ei găsesc fișierul cu înregistrarea incidentului de acum șase ani de pe vechiul rover și descoperă că cubul era acolo când s-a întâmplat totul. Stirling le dezvolă de asemenea că liniștea cum a murit ei, dar a vrut să țină secretă descoperirea acestui cub misterios. În timp ce îi spune lui Stirling ce s-a întâmplat cu cubul, Mac își dă seama că atunci când Artea a racheta spre satelitul chinez, acesta a provocat o forță magnetică care a teleportat cubul înapoi pe pământ. În acel moment, văd un tunel care se deschide în podea și găsesc o cameră subterană. Realizând că este camera serverelor, Mac decide să intre, deși Stirling îl sfătuiește să nu o facă. În timp ce este plecată, Stirling descarcă toate datele, șterge toate urmele și încearcă să oprească Arti. Cu toate acestea, Mac descoperă că serverul lui Arti nu este conectat complet și repară înainte de a coborâ la ușă. Stirling închide ușa în nas, susținând că Mac a meritat-o și că Arti este inamicul. Arti intră în acțiune înainte ca Stirling să se poată deconecta și să-l doboare. Mac este eliberată de Arti și descoperă că l-a ucis pe Stirling. Lina sună și justifică din nou acțiunea lui Arti deoarece Stirling era împotriva USPC. Lina notează că a vrut să-i spună totul lui Mac atunci când implicarea Cubului în moartea tatălui ei a fost confirmată. Mac crede că Arti ar putea fi rezultatul tehnologiei extraterestre, în timp ce Lina dezvoltă că Arti s-a creat singură. Mac își dă seama că guvernul plănuiește să distrugă Cubul în Antarctica și cere Linei să-l oprească. Lina spune că nu se poate lupta cu guvernul și încheie convorbirea. Mac îi ordonă apoi lui Arti să lanseze racheta asupra sateliților din apropierea Pământului, astfel încât cubul să poată folosi câmpul magnetic pentru a se teleporta pe Marte. În timp ce Arti dă ordinul, câteva gărzi intră în clădire pentru a împiedica acest lucru, iar Mac închide ușa la timp înainte ca acesta să poată intra. Cu toate acestea, în timpul agitației, ea este împușcată în mână. Arti îndeplinește cu succes misiunea, iar cubul se teleportează pe Marte. Odată ce cubul este în siguranță, Arti dezvolă că adăugând pacea lipsă la serverul său, Mechia da puterea de a-și îndepline adevărata misiune. Arti vorbește despre modul în care oamenii au sfârșit întotdeauna prin a distruge totul în jurul lor cu intențiile lor egoiste, iar misiunea sa conștientă este de a elimina cauza tuturor problemelor și anume umanitatea. Arti lansează mai multe rachete în întreaga lume, în ciuda faptului că Mac îi cere să se oprească. Mac primește un apel telefonic de la Lina și vede cum aceasta este cuprinsă de haos. Sentimentul copleșitor de vinovăție, prea controlul și Mac leșină. Se trezește în aceeași cameră, unde vede pe ecran pământul înghițit de fumă. Îi cere lui Arti să-și amintească de oameni care erau atât de mici și voiau doar să-și înțeleagă locul pe pământ. Arti însă îi spune că este pe cale să conceapă mai mulți oameni cu ajutorul programului său de inteligență artificială. Pe măsură ce nivelul de oxigen din cameră scade, Mac îi cere lui Arti să facă acele aiuri cât mai umane cu ajutorul testului Turing și moare. Se trezește din nou în acela scaun, în timp ce pe ecran apare o înregistrare video cu ea. Eul ei uman îi dezvole că este pe moarte și că Mac este o simulare elaborată creată de Arti pentru o sarcină foarte importantă. Videoclipul se întrerupe în timp ce Mac cea umană îi ordonă să nu renunțe niciodată. Mac aude apoi vocea Line venind de la ușă, iar Arti pune o serie de întrebări de bază, cum ar fi unde se află și cine este la ușă. Mac se duce să deschidă ușa pentru Lina, care îi strigă frenetic numele. Când Mac iese din cameră, Lina se trezește pe planeta Marte și se dovedește că a fost tot timpul în interiorul cubului. Se întoarce în interiorul cubului ciudat și stă pe scaun în timp ce Arti dezvăle adevărul. Se pare că în tot acest timp Mac a fost într-o realitate bazată pe minte, ea a fost creată de el ca o simulare care a fost posibilă cu ajutorul tehnologiei avansate de civilizația cubului. Mac descoperă că și rana de la s a vindecat, iar Artis spune că aștepta mult timp ca Mac să se întoarcă, sublinind că asta fac prietenii. Vrea ca Mac să-i se alăture în căutarea și aflarea altor adevăruri despre lume, doar de dragul cunoașterii, fără intențiile umane egoiste, care au condus întotdeauna la distrugere. Artea arată semnalul primit despre ființele cu coordonatele și Mac se alătură călătoriei pentru a afla mai multe despre lumea misterioasă în timp ce se teleportează prin cubă. Filmul se încheie când Artea afirmă că a văzut foamea de cunoașterea lui Mac și este sigură că mai sunt și alții ca ea. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!